O fetiță credea că va găsi comori la rădăcinile copacilor. Într-o zi, a văzut un mușuroi de furnici și a considerat că acolo are să găsească o mare comoară. Nu știa că furnicile o să urce pe corp. După ce furnicile vor fi urcat pe papuci și pe picioare, va striga speriată după tatăl ei. Simțindu-se ocrotită în brațele tatălui ei, avea să înțeleagă unde este comoara cu adevărat. Observăm în text forme verbale simple, la timpul trecut imperfect, credea, nu știa, și la timpul prezent, verbul este. Forma verbală nu știa nu este considerată o formă verbală compusă, deoarece verbul a ști la imperfect nu are în mod obligatoriu în structura lui cuvântul nu. Acest cuvânt nu este specific formei negative a tuturor verbelor pentru a construi propoziții negative. Formele verbale compuse din text sunt formate din două sau trei cuvinte. Acestea sunt: va găsi, a văzut, a considerat, are să găsească, o să urce, vor fi urcat, va striga, avea să înțeleagă. În continuare ne vom orienta atenția înspre elementele componente ale acestor forme verbale compuse. Formele verbale compuse identificate în text se încadrează în patru timpuri verbale. Perfectul compus, cu verbele a considerat, a văzut, viitorul propriu-zis cu formele sale, viitorul literar sau standard, va găsi, va striga, sau viitorul propriu-zis colocvial sau popular, are să găsească, o să urce. Viitorul anterior vor fi urcat și viitorul în trecut avea să înțeleagă. Timpurile verbale compuse se încadrează în patru tipuri de structuri. Prima structură cuprinde verb auxiliar și formă verbală nepersonală la perfectul compus și viitorul propriu-zis. Al doilea tipar cuprinde verb auxiliar, încă un verb auxiliar și formă verbală nepersonală, așa cum este la viitorul anterior. Al treilea tipar cuprinde verb auxiliar plus verb la modul conjunctiv, așa cum se regăsește în structura viitorului propriu-zis în vorbirea colocvială și în viitorul în trecut. Iar a patra formă este formată din formantul invariabil O plus verbul la modul conjunctiv, care se regăsește în viitorul propriu-zis într-o altă formă specifică vorbirii colocviale. În dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, cuvântul auxiliar este înregistrat atât ca adjectiv, cât și ca substantiv. Este important să acordăm atenție modului în care se pronunță acest cuvânt. În primul rând, litera X este pronunțată prin două sunete, G, Z. În al doilea rând, vocalele A, U și I, A se află în hiat, ceea ce înseamnă că se pronunță în silabe diferite. Și în al treilea rând,
Accentul cade pe vocala A din ultima silabă. Așadar, cuvântul se pronunță corect, auxiliar.